m-am bucurat că am primit un mesaj, l-am felicitat pe Edi după calificare, pe Gabi Bodescu, și mi-a dat un mesaj Gabi care m-a făcut să râd. Nebunia ta ai avut și tu o contribuție la calificarea ta. Că tot începeam să-l bage pe Radu. Da. La un dat spuneai tu că nu ești, să zicem, din sfera apropiaților, celor preferați la federație, la națională. Sunt în sfera apropiaților nimănui, Mihai, pentru că îmi spun părerea. Și, din păcate, câteodată se scoate din context. Uite, am făcut o glumă cu, pe seama capitanului. I-am zis lui Stanciu, bă, poți să duci la europeni să fii capitan la Damac. Mamă, ai și tânziar, să pun presiune pe Edi, să-l pună pe Radu. Stanciu mi-a dat mesaj de aia, era cu Radu împreună. Și Florin îi predau banderola, zic, dă-i-o mă, dă-i-o. Și stau alții la coadă. Da, e bine, adică, că... E bine că băieții au simțul umorului, că sunt... Stanciu e tot un băiat crescut de mine, nu? De la 16 ani. Da, știu, mi-aduc aminte, da. Numai că v-a stricat relația Ana Maria, dacă mi-aduc bine aminte. Da. Nu ne-a stricat. Eu și acum Nicușor mă respectă. Chiar m-am întâlnit cu tata lui la... Și mulțumit că am făcut parte din cariera lui și am avut o influență, să zic, pozitivă în cariera lui. Eu n-am probleme cu nimeni. Problema mea este că sunt mai liber la... Am un speech mai liber și spun ceea ce gândesc. Mă uitam acum, am văzut Victor Angelescu zicea că nu sunt impresarul lui Radu. Deci, sunt niște oameni care vorbesc fără să n-aibă niciun fapt. Am dat câteva de la ziar prima pagină a contractului să vadă că nu e nimeni implicat decât eu și el. Iar dacă eu îmi fac vreun parteneria cu vreun alt impresar, asta e treaba mea, dar nu reflectă că Radu semnează cu altcineva. Dar ce a venit lui Victor Angelescu să spună? Nu știu, dai seama că se apropie, a început procesul, o să iau banii. Și e supărat pe mine, că de ce cer banii? Da, banii din transferul lui Rare și Lie. Și al lui Sefer. Și al lui Sefer. Da, adică da. La Sefer am. Dar acum s-a răzgândit că, dacă a zis-o public, am depus probele în instanță, și s-a răzgândit că acum e greu să Sefer am și la altul n-am. Că în contract nu scrie nicăieri că trebuie să am numai la ăla care duc eu. Cu toate că eu am influențat și eu acela lui, dar el nu o recunoaște. Scrie că orice jucător adus în perioada mea și vândut, trebuie să iau 30%. Bine, trebuia să iau 15, am mai spus-o, dar 15 îi vroia el înapoi. Dar acum iau pe toți 30, mulțumesc. Da, bine, povestea aia cu 15 nu e trecută în contract, e ce ne povestești tu. O vadă, dacă vrei, că problema și care este, Mihai, că da. El m-a pus să fac un contract pe altă persoană, o firmă în care nu apare numele lui. Și atunci e foarte ușor să zică, domnule, n-am treabă, de unde, ce? Eu am și acel contract în care trebuia să returnez 15%. Numai că nu apare numele lui. Da, un parandărăt clasic, ca să zic așa. Da. Aș vrea să remarc, apropo de rivalități între agenții de jucători, că am pomenit mai devreme și de Ana Maria Prodan, Ioan Becali tocmai ce a declarat că cel mai spectaculos transfer, cel mai costisitor, să zicem așa, din istoria fotbalului românesc, ar putea fi cel al lui Denis Mann, la o altă echipă, să plece de la Parma la o altă echipă pe o sumă spectaculoasă. Când zici de rivalități între agenți, Giovanni îi consider un agent. Nu prea considera, n-ai mai mult la televizor decât un agent. Da, este Giovanni, dar uite, eu pot să spun și o părere. Mea nu o să depășească niciodată ca sumă de transfer, din punctul meu de vedere. Poate mă înșel, acum rămâne de văzut. Denis Mann pe Radu Drăgușin. Deci, în opinia ta, Radu Drăgușin se va tranzacționa pe o sumă mai mare decât ce se va întâmpla în cazul lui Denis Mann. Da, și va intra în istorie cea mai mare sumă, iar la un moment dat
preconizez că o să ridice mult mai mult și tacheta, că o să transfere și pe 70-80 de milioane la un moment dat. Acum suntem în jurul la 30, ceea ce îl depășește pe Adi Mutu cu 19. Eu nu cred că... Ce mă înșel, stai să mi-aș dori să se transferești Denis Mantos în o mare. De ce nu? Că e român. Dar eu nu cred că poate ajungă la 30 de milioane Denis Mantos. Da, e într-adevăr o sumă greu de plătit pentru un jucător care vine din Liga a doua italiană până la urmă. Și gândește-te că Radu și fundaș, adică Denis are avantajul că e atacant, în golul tău. Și așa nu o să-i depășească suma de transfer. Da, așteptăm cu mare interes dezvoltarea acestei situații în cazul lui Radu Drăgușin. Se va întâmpla la iarnă sau la vară? Când crezi că sunt șanse? Normal, Mihai, eu am mai spus-o. Noi nu suntem în grabă să plecăm. El ne-a forțat evoluțiile sale. A atras o grămadă de atenție. Planul nostru era să rămâne minim până la vară. Asta vrea și Genoa. N-ar vrea să... îl lase să plece. Am vorbit și cu Bilardino, cel m-a rugat. Dar acum, cum e, dacă evoluțiile lui sunt așa de bune și vine o echipă care e de acord să achite o așa sumă de transfer, nu cred că nici Genoa o să, nu o să se opună. Mie mi-ar place să rămână, să joace europeanul și după aia să-l transfer. Dar lumea cu frate, să zic, o să mă duc la Berlin, îmi iau 4 extra baterii, să nu pierd niciun telefon, stau în tribună și fratele meu zice, nu cred că prin Berlinul. Mai devreme ai pronunțat o sumă. Bănuiesc că te bazezi pe ceea ce se întâmplă la aceste discuții pe care spui că le-ai avut la Londra. Normal. Toată lumea știe. Pe de altă parte, au apărut titluri care vorbeau despre faptul că echipele interesate s-ar fi speriat de suma pe care o cere Genoa. Echipele din Italia poate, dar din Anglia nu. El iese dorit și în Italia. Și de altă echipă din Italia. Ia, în Italia este o sumă mare, e adevărat, pentru oricine. Dar uitați-vă transferul ce se fac în Anglia. 30 de milioane de euro, 107 de milioane de lire sterline. Mi se pare așa o sumă exagerată pentru fotbalul englez? Absolut deloc, absolut deloc. Aia zic. Acum, bine că ne place și campionatul Angliei și e ținta noastră. E bine că au banii care să achite. Eu nu cred că pentru un club din primele 10 este o problemă să achite și 30 de milioane de lire sterline. Pentru un jucător de 21 de ani, 22 în februarie, care joacă meci de meci, care are performanțele care le are Radu, statisticile lui Radu și profesionalismul lui Radu. Că și asta e important. Ai mai discutat în ultima vreme cu Florin Bratu. La un moment dat el a fost antrenor la Naționala de Tineret și nu-l convoca pe Radu Drăgușin. Lucru care te-a deranjat atunci. Da, bine. Acum știi cum e. Au fost mulți care îl criticau pe Radu și acum au devenit fani. Eu sunt un tip care nu țin ranchiună. Bratu este ținul nostru, tata la cununat. Dar când a fost acel moment, eu mi-am spus punctul de vedere. Dar asta nu înseamnă că am ranchiună față de el. M-am întâlnit cu nea mitică, Dragomir, acum 2 zile. De ce te iei, mă, de mine, pe cea nea mitică? Băi, nea mitică, păi mai de mata, că mata e reacție, bre. Alții n-au reacție. Da. Nu sunt un om ranchiunos, nu port ură nimănui, dar îmi spun părerea. Nu poți un jucător care e la Juventus, se antrenează cu cei mai mari jucători din lume, să spui că nu are ritm de joc. E incredibil. Pentru că antrenamentele la Juventus, dacă iei puls testerele alea și vezi ce intensitate au antrenamentele, n-au la niciun meci oficial care îl juca Under 21 în România. Iar această idee că, domnule, trebuie să joace. Bun, dacă ești la Botoșan, da, trebuie să joci. Dar când ești la Juventus, ce fac? Să plec de la Juventus să vin la FCSB ca să prind Naționala?
Păi noi trebuie să ne mândrim că avem jucători acolo la nivelul ăla. Și să-i lăsăm să forteze, să joace. Nu poți să-mi spui că un jucător pe care Juventus îl primește la echipa mare nu are ritm de joc. A avut ritm și l-a băgat Pirlo în Champions League. Dar Bratul nu putea să-l bage cu Buzău și cu... Nu mai știu cu cine a jucat, cu Georgia. Pirlo nu știa, fără ritm așa, l-a băgat în Champions League, l-a băgat în campionat, l-a băgat în cupă, fără ritm. Adică mi se pare absurd. Uite, văd asta, altă declarație a unui fost internațional. Ce domnule, Radu Drăgușini e lent. Îmi venea să mănânc iarul ăla. Adică, noi ne uităm la altcineva, vorbim de un jucător care, statistic, a alergat cu 36 de kilometri la oră, care în campionatul Italiei, după 12 etape, are 0 cartonașe galbe. În condițiile în care l-a ținut pe Osimhen, pe Lukaku, pe Immobile, Lukman, pe Scamacca, pe Giroud, pe toată lumea. Deci dacă n-are un galben, înseamnă că îi prinde, nu? Nu poți să fii